Aici e că vine, faci în loc. Aoleu! Puneți-o viață, nu o să aveți că se filmează? Ce? Zâmbiți! Las întotdeauna mâna aici, niciodată nu-mi apropii mâna de optar, că risc să-mi prind degetele aici. Mă va dura, dau drumul ăsta, așa am căzut. Întotdeauna mâna o am în spate, la nivelul șoldului. Și de aici controlez. Da, de aici controlez coborâri. Pe stâncă. Când vreau să mă blochez, pur și simplu țin și stau în, fără probleme. Stau, mă odihnesc, mă duc mai jos. Ok, o să vă echipăm cu hamuri. În momentul în care am ajuns jos, îmi desfac optarul, scot pur și simplu asta de fă și anunț că echipierul e liber, pot coborâ. Și va folosi aceeași cordelină pentru coborâ. Da. Nu trebuie să mă leg de ea, nu trebuie să mă țină ei să mă dea jos. Mă dau singur jos. Ok, hai să mai fac două de asta. Să mai micșorez. Trebuie să-mi rămâi pe o zonă mai bătătorită și îți spune ce să faci, da? Stai acolo sus, stai în fața mea. În fața mea, cu fața la mine, da? Piciorul ăsta, îl bagi, hai. Asta-l jos. Nu vom face. Nu de umăr, mă, să de echilibrez, simte de mine, așa, băgă pe jos. Ia pe jos. Bun. Bun. Am un lăsat un pic mari pentru voi. Cum este să rog de aici? Cât de bine se face. Cât de zâmbe abuzi. Există și mai micute. Așa, doar sus, tot foarte de sus. Așa, foarte bine. Asta trebuie să-ți vină aici sub pe sătă picior, da? Bine! Bun, udat. Da? Iar asta de aici, bucata asta de ham de aici, practic trebuie să-ți vină scăunet. Da? Să-ți țină fundul așa și să fii ca într-un leagă. Așa se strânge. E frumos? Da. Corect. Bine că au gicile voastre că... Nu, 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 nu. Sunt și ham, ăsta e ham simplu, dă-i drumul. Asta e ham simplu. Există și hamuri cu piept, care se pun și pe umeri. Asta trebuie să-ți vin aici. Cuva, cum te vin? Ține-l tu aici, adică așa, ca să poți să stai aici. Te ține? Ia să vedem. Te ține? Da? Ești ca în leagăn? Da. Ok. Ia. Acum. Așa. Nu poți să ridic, e mai mare. Veniți sus, care sunteți echipați? Unul câte unul? Hamuri sus. Veți urca, da? De fapt, doi cei cu hamuri. Hai. Și voi rămâne jos și când îi dezechipează, așa, urcați sus. Nu,
pune în față aici. Are un plastic, bagi piciorul aici, în spate alt plastic și le pune pingă de asta. Un foșor se prinde de bocan. Sunt colțari semi-automați, care în față au plasticul ăla, nu metalul ăsta. Și în spate sunt așa. Și ăsta se prinde pe bocan. Bocancii mei sunt pentru colțari semi-automați. Vezi? Au în spate gaura asta. Cei care sunt pentru automați, ăștia sunt automați, au și în față aceeași bordură, da? Deci intră ăsta pe bordură în față, aici ăsta pe bordură în spate și ăsta, ăsta se reglează pentru piciorul semi. Ăsta vine și se prinde aici, da? După care asta e o asigurare, știi, să nu scadă din picior. Dar în mod normal, ăștia cei mai buni, dar și cei mai scumpi. Plus că și bocancii pentru ăștia sunt cei mai scumpi. Și ăștia sunt colțari. Și ăștia au 12 colți. Ăștia sunt pentru cățărare în gheață, deci dacă e peretele drept cu viște înfici, pur și simplu stai așa. Da? Deci așa stai în picioare. Fără să atingi de cu vot și cu piole. Da? Astea sunt niște plastice speciale, să nu se prindă zăpada cu când calci înainte să strângea zăpada și asta nu-i aderentă și cade cu zăpada. Deci sunt folțași. Dar foarte bun pe gheață. Niciodată iarna nu te duci la munte fără colțar. Pentru că riști foarte mult. Bine, dacă te duci la predan, poți să duci fără colțar. Da? Și coștile. Picioarele depărtate, ca ai să cazi într-o stânga sau în dreapta. Așa. Așa te duci, cât un pic, cât un pic. Mâna mai în spate, la șold, în spatele șoldului. Mâna, în spatele șoldului. Așa. Îi dăm drumul să curgă. Pe timp ce coborâm și dai, ai blocat, vezi? Dai drumul să curgă. Lasă să curgă din mână. De la șold. Așa. Lasă să curgă. Bun. Măi copii, uite, noi am plecat să ne jucăm la munte și copiii și oamenii mari merg să se joace, să știți că și oamenii mari se joacă, ați văzut voi, de altfel, așa, și am ajuns într-o situație foarte, foarte delicată. Ninge mult, jos avem un strat de zăpadă care e destul de tare, se pune zăpadă peste el și începem să avem și riscuri. Deci, în afară de joacă, trebuie să fim atenți întotdeauna, să nu ne accidentăm, să nu ne creăm vreo problemă. Atunci, prima dată suntem atenți la echipament, avem echipament de munte gros. Eu mi-am scos mănușile ca să pot să lucrez mai ușor cu voi, voi aveți toți mănuși. Ce ne mai trebuie? Echipament de protecție. Dacă intrăm într-o zonă cu risc, trebuie să avem cască, da? Eu am aici niște căști. Dacă suntem schiori, mergem pe schiuri de tură. Dacă nu, avem lângă noi, sau ne luăm cu noi o pereche de vârzobi, pe care îi folosim, da? Să nu ne afundăm în zăpadă. Ce înseamnă? Dacă nu ne afundăm în zăpadă, mergem mai ușor și obosim mai greu. Deci putem să mergem mult mai mult prin zăpadă. Vârzobii ăștia calcă pe zăpadă, au și niște cuie de gheață și se mișcă tot timpul ca să avem piciorul flexibil, da? Ce ne mai trebuie? Ne trebuie un piolet care ne ajută ori să îl înfigem în zăpada tare să ne facem o asigurare, să ne legăm de el, ori să-l ținem în diferite poziții
pentru a-l folosi în caz de alunecăm pe pantă. Ca să urcăm, îl ținem... Mihnea, nu mânca zăpadă! Priza, piolet, baston, îl putem ține ancoră sau îl putem ține piolet alarmă. Adică îl ținem aici la piept în momentul în care am alunecat, ne întoarcem repede cu fața la perete, da? Ne aruncăm în zăpadă, ținem picioarele sus și cu el frânăm în zăpadă cât putem de tare pentru a opri alunecarea. Da? Deci atunci când avem o pantă mare și intrăm într-o zonă de risc, tot timpul avem și l-am înfipt când e mult mai bine. Da? Dacă se întâmplă, Doamne ferește, și colegul nostru este prins în avalanșe, noi trebuie să avem o sondă de avalanșe, avem o lopată, dăm și mie, te rog, o lopată de acolo, avem o lopată și mai avem aici lângă noi un aparat de căutat în avalanșe. Asta când colegul nostru are prins unul de piept, dacă îl îngroapă în avalanșe, aparatul găsește foarte repede, emite niște sunete sau le recepționează, cel care e dat pe recepție, și ne ajută să-l găsim foarte repede. Dacă l-am găsit, cu lopata săpăm acolo. Dacă nu avem aparat, folosim sondă de avalanșe, da? Aceasta este o sondă de avalanșe cu care o întindem, pe care o întindem și bagă una în alta. Pe care o întindem și cu ea sondăm, o să vedeți voi, pac, pac, până îl găsim repede, repede. Niciodată, dacă avem riscul de a pleca zăpada cu noi, niciodată nu merge tot grupul pe acolo. Copiii sau oamenii trec câte unul, câte unul, iar ceilalți îl privesc pe cel care traversează zona, ca atunci, dacă se întâmplă ceva, ca atunci să ne ducem repede în zona unde a alunecat avalanșa. Nu ne ducem nici acolo așa, repede, repede, fără să ne asigurăm. Unul dintre colegi rămâne într-o zonă care este sigură și să uită tot timpul pe munte să nu vină alta avalanșă când ceilalți caută, da? De ce vă spun asta? Este foarte important ca noi, atunci când suntem pe munte, să putem să ne ajutăm colegul. Noi venim, salvăm muntul și salvăm, dar este foarte important ca cei care sunt acolo să poată să-și ajute colegul, da? Nu bagă și pe ăla, da? Uite așa, e o sondă de avalanșe. Mai trebuie întinsă, da? Bun, și cu ea împingem în zăpadă și căutăm. Ea are 3 metri, dacă stratul de zăpadă e mai mare, n-avem cum să-l mai găsim, da? De-aia e foarte bun acel aparat. Cam asta ne trebuie nouă iarna, trebuie să fim atenți, să nu plece zăpada cu noi, trebuie să ne protejăm, dacă pleacă, să ne asigurăm că nu ne creăm un lucru rău, da? Alte lucruri pe care trebuie să le facem iarna pe munte, trebuie să ne găsim un adăpost. Dacă ne prinde viscolul, zăpada și nu ajungem la cabană, nu ajungem unde trebuia să ajungem, trebuie să fim pregătiți și o să ne facem aici un iglu. O să vedeți dumneavoastră după aceea, o să facem un iglu, da? Ca să ne putem adăposti. Dacă îl facem bine, avem, să zicem, afară minus 10 grade, înăuntru vom avea o temperatură cu plus, și putem să supraviețuim o zi, două sau chiar trei zile acolo, fără probleme, da? Da, o să facem și iglu. O să încercăm să facem și un rapel, să vedem dacă putem, dar v-am spus asta pentru că suntem în perioada de iarnă și trebuie neapărat să știm să ne apărăm, da? Încă o dată, avem un echipament care ne protejează termic, da? Haine. Avem un echipament care ne protejează în cazul accidentelor. Cască, centură de siguranță sau ham, cum îi spunem noi alpiniștii, coardă și avem niște mijloace cu care intervenim atunci când este nevoie. Și am spus, avem pioleți, avem lopeți, avem sonde de avalanșe, avem aparate de căutat în avalanșe, da? Iar ca să ne deplasăm mai ușor pentru cei care nu schiază, avem vârzobi. O să trecem la ateliere și atunci o să vedem mai mult. M-aș bucura dacă și voi la școală spune la colegii voștri, uite, am fost la munte și ne-am învățat să fim atenți și să nu ne creăm singuri probleme. Cu siguranță, atunci când mergem la munte, e bine să ne informăm, e bine să știm cum este vremea, să evităm vremea rea, dar e posibil să ne surprindă vremea rea pe munte și atunci trebuie să știm să ne apărăm. Este foarte bine să ne informăm înainte și să ascultăm pe cei care trebuie să dea informațiile, să le luăm corecte și să nu luăm informații de la... Nu prea e bine de la internet, e bine, cel mai bine este să
porți o convorbire ori telefonică, ori de altfel, dar nu de pe bloguri și de pe alte chestii, pentru că s-ar putea să fie eronate. Bine este să sunăm la specialiști, la noi la salvamontiști, să folosim ghizi montane autorizați, de să fim siguri că acei ghizi sunt autorizați, pentru că altfel putem să ajungem să sfârșim prost. Da? Deci trecem la ateliere. Mulțumesc pentru atenție și chiar nu mă așteptam să fiți așa de atenți. Alo! Deja al doilea an de pregătire cu cercetașii. Au învățat câte ceva? Da, au învățat. Unii dintre ei chiar au intrat direct pe ateliere. Alții foarte interesați de ceea ce se întâmplă în zona montană, de ceea ce se întâmplă iarna pe munte și cum trebuie să protejeze. Au venit cu întrebări noi și asta nu este rău. Practic, ce activități au azi? După cum ați văzut, salvare pe munte, salvare din avalanșe sau din situații dificile pe munte, protecție, construim un iglu și învățăm și un pic să alunecăm. Da, îi sfătuim să ajungă în salvamont, din păcate, probabil că de acolo de unde sunt ei, de lângă București, mai greu, dar un lucru extraordinar este dacă își pregătesc foarte bine ieșirile la munte, au echipamentul adecvat și nu își creează singuri probleme atunci când vor să iese în aerul liber. Da, m-am întors acasă și m-am întors cu mulți copii împreună cu Ovidiu Ciutescu. Suntem împreună cu două centre locale ale Organizației Naționale Cercetașii României. Este vorba de centrul local Lupi Ager din Popejle Ordeni, al cărui șef este Ovidiu Ciutescu, iar noi suntem de la centrul local Dimâncescu, suntem două unități, o unitate de lupișori, adică pici mai mici până în clasa a patra. Suntem unitatea Colț Alb și unitatea Steaua Nordului de Temerari. Temerarii sunt cei cu ramura de vârstă, clasa a 5-a, clasa a 8-a. Noi facem cu drag ceea ce facem, pentru că voluntariatul înseamnă muncă benevolă și considerăm că trebuie să facem ceva pentru comunitatea în care suntem. Pentru că dacă noi nu facem ceva ca lucrurile să se îndrepte, nimeni nu o să facă. Și nu este normal să așteptăm întotdeauna de la alții să vină ceva bun către noi, ci în primul rând trebuie să trimitem noi ceva bun din sufletul nostru pentru ceilalți. Iar munca noastră cu copii este o muncă de voluntariat, muncă benevolă. Toți liderii care sunt la cercetași au joburi diverse. Eu sunt jurnalist, fost teveristă. Colegul meu, Ovidiu Ciutescu, lucrează în publicitate și el tot fost jurnalist. Avem economiști, avem medici, avem cercetători în domeniul biologiei, ingineri, chimiști, avem apicultori, avem toată gama de meserii, dar pe noi ne unește un singur lucru. Ne unește faptul că ne plac copiii și vrem să dăm bun, ceva bun societății în care suntem. Eu n-am mai văzut zăpadă cum a fost azi din soare din copilărie. Tu ai mai văzut la București, e așa ceva? Să știi că a nins de vreo câteva ori, eu locuiesc în afara Bucureștiului și mi-a fost foarte, foarte greu să ies din câmpul în care locuiesc anul trecut. Însă astăzi am avut parte de o vreme frumoasă, a nins și câțiva dintre părinții copiilor noștri, pentru că noi întotdeauna ținem legătura cu ei pe WhatsApp ca să vadă ce fac copiilor în timp real, ne-au zis că avem vreme pe sufletul nostru și așa este. A fost o vreme minunată pe sufletul nostru, cu zăpadă multă, mai ales că își doreau foarte mult copii zăpadă, pentru că la București nu există. Mersi frumos. Ce ai învățat din ziua de azi tu? Ce lucruri utile? Păi, azi eu n-am făcut. Ce ți-a plăcut din ziua de azi? Mi-a plăcut că am făcut foarte multe activități interesante și distractive pentru noi. Mi-a plăcut că ne-am dat cu săniuș și am făcut un iglu. Cam așa. Ai mai văzut în viața ta zăpadă în jurul tău? Nu. La tine la București nu ninge așa des? Nu ninge, nu. De exemplu, când am plecat nu era pic de zăpadă. Ai vrea să revii într-o astfel de zonă? Da, foarte des. Ce o să le povestești colegilor tăi când vei ajunge la școală? Nu vreau să mă dau mare, dar dacă mă întreabă să le povestesc ce am făcut. Ce ți-a plăcut cel mai tare azi? Că m-am jucat cu zăpadă. Ai mai văzut zăpadă în viața ta atât de multă? Nu. De ce? Păi... n-am mai nins așa de mult pe la București. O să ai ce să le povestești la colegii tăi? Ce o să le povestești în prima zi de școală? Că am văzut foarte multă zăpadă și că am fost cu cercetașii și... Ce înseamnă să fii cercetaș?
Ce te învață pe tine? Asta e bine așa, mersi. Ce ai învățat tu din ziua de azi? Nu prea multe, dar știu că dacă mă dau eu cu o sanie cu picioare, pot să mă lovesc rău. Ai mai văzut în viața ta atâta zăpadă în jur? Nu, niciodată. La tine la București nu e zăpadă? Nu e. Ai ști acum să salvezi un om din zăpadă dacă ar fi din ce ai învățat? Da. Ce ai face? Păi, aș lua un băț și dacă ar fi cineva prins în zăpadă, aș căuta prin zăpadă. O să te mândrești la colegii tăi după vacanța asta cu ce ai făcut azi la Vâlcea? Poate. Ce ai învățat tu din ziua de azi? Nimica, doar am stat înăuntru și acum am luat și un pic de ceai. De ce n-ai ieșit afară? Ți-e frig? Nu vreau să ies afară pentru că nu vreau să-mi deau băieții cu bulgării să învăț activitățile astea, pentru că le-am învățat și anul trecut. Da? Da. Ce să le povestești la colegi când o să te întorci? Că am fost într-o excursie și că m-am distrat. Ai văzut în viața ta atâta zăpadă în jurul tău? Da, chiar mai multă. Da? Unde? Acasă la mine. Bravo. Deja al doilea an aici, au învățat copiii mai mult? Unii da, unii sunt la prima lor venire și atunci n-au prins primul an. Da. I-am văzut pe mulți dintre ei spun că n-au văzut în viața lor atâta zăpadă. Așa e și noi din copilărie, ce-i drept. Da, într-adevăr, unii copii nu prea ies, n-au cum, sau n-au părinții cum să-i scoată, sau n-au bunici undeva unde să fie zăpadă și atunci. Asta e o ocazie bună pentru ei să învețe, să vadă și cum e în natură. Au avut astăzi program cam 6 ore de stat afară. Și am văzut fără telefoane, fără laptop, fără tablet. Au interdicție la telefoane, da. Fără nimic tehnică după ei. Cât costă să fii voluntar într-o asociație de genul? Nu se măsură să răspund. Nu știu, n-am cuantificat. Mersi. Posibil viitor alpiniști aici? Păi să sperăm că da. Nu? I-am văzut mai curajoși ca anul trecut. Păi au fost și noi și mai vechi, acum știu cam despre ce e vorba, deci să sperăm că... Ce trebuie să ajungi alpinist? Puțin curaj și să-ți placă natura. I-am auzit pe copii și pe mulți dintre ei spunând că n-au văzut în viața lor atâta zăpadă, așa e? Păi eu știu ce au văzut în viața lor. Sper să nu fie ultima oară când văd atâta zăpadă. A nins ca în copilărie azi? Ca în copilăria mea, da. În copilăria lor... Nu prea.